Patru autoturisme au intrat în coliziune pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Zalău, sâmbătă în jurul orei 13. La fața locului au fost solicitați echipajele de la ambulanță, însă nu a fost nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii prezenți au sablat carosabilul, iar șoferii vor trebui să se înțeleagă pe calea amiabilă pentru reparații.